A, nu e problemă, da. Dragii mei, dragi prieteni, am revenit în... am făcut o chestie greșită la telefon și trebuia să reiau filmarea. Mă rog, am trecut de Simeria ceva mai devreme, ne apropiem de halta, doamne, nu haltă și eu, Simeria Triaj și... Mai încet. Da, am trecut de gara Simeria, dragii mei, tocmai voi realiza clipul feroviar dintre Simeria și Craiova. Da, mă rog, nu prea mai stau să vă enumer stațiile pentru că nu are rost să mai detaliez. Urmează ce urmează. Am trecut și râul Strei, dar n-am apucat să filmez. Am ratat, din păcate. Da, se mai întâmplă oricum. Fiecare greșim. Afară, din păcate, adică nu din păcate, așteptăm soarele, o temperatură minimă de, nu știu, vreo câteva grade, dar habar n-am, nu știu, că n-am idee. Și în plus de asta, cum se zice, cum v-am mai spus, să nu luați în seamă, dragii mei, dragi prieteni, tot ceea ce s-a întâmplat, că oricum Dumnezeu e mare, vede ceea ce a fost. Nu trebuie să luați în seamă, pentru că cu cât ați luat în seamă, după aia e rău. Și atunci vă distrugeți pasiunile feroviare și nu e demeritat, dragii mei, că știți cum e vorba aia? Cu cât îți distrugi pasiunea feroviară, e cel mai groaznic lucru. Lucru ce, din punctul meu de vedere, așa ceva nu voi face. Frumos loc. E, acum vom da de Simeria Triaj și așa mai departe. Atenție că noi am ieșit de pe magistrala 200 și acum suntem pe linia secundară 202, da? Deci, bine, linia 202 n-a fost niciodată. Nu e prima dată când voi face filmare de genul ăsta, da. Ca de obicei. Într-adevăr, da, e că mă simt puțin trist după ce am pățit ceva mai devreme. Da, mă rog. Cât despre vagonul, ultimul vagon, bine, am venit la clasa întâia, că nu ideea, dar am zis că să-mi fie mai ușor de la subcetate să pot să iau cadrele. Acum iau așa, că nu-i atâta munte, că am zis unde-i munte să iau cadrele. Da, și acum vom da de Simeria Triaj, stimați prieteni. Frumos. Frumoasă zonă pe linia 202. Oricum o să fie super. N-am fost niciodată, nici nu știu cum e. Cred că e prima dată când voi depista această linie. Da, mă rog. Oricum, nu știu ce se întâmplă, dar e limitare pe aici. Data normal era cu... O, cât era pe aici? Nu, că cu 15 la oră e pe aici. Cred că... Ia stați așa. Ba da. Cu 15 la oră mergem pe aici. Înseamnă că... Ceva se lucrează, nu, că se și lucrează pe aici, pentru că normal în, nu știu, documentul de referință al CFR Infra arată că se lucrează, da, nu, că lucrarea normală ar fi de la societate, cred că, că nu știu, că nu pot să-mi dau seama exact,
Dar e limitare pe aici, oricum. Dar culmea că e în abatere. Adică, na, nu știu. Dar acum, na. Cu cât o fi, o fi. Nu mai contează asta. Că, până la urmă, doar pasiunea feroviară mai descrie își descriu cuvintele. Pe noi nu ne interesează managementul sau politicul de la nivel înalt. Până la urmă ne interesează să ducem această pasiune feroviară mai departe. Da, și acum mai creștem un pic. Da, și am avut și o trecere la... Dar nu, ceva barieră a fost. Nu, ceva loc... Nu știu, ceva locomotiv a fost. Habar n-am. Nu știu. Oricum, și îmi cer scuze dacă am avut tonalitatea în clipul trecut atunci. Dar nu, prieten, că ați văzut. Nu m-am lăsat pentru că... De ce să... Cum să vă spun eu? De ce să... Mi trug pasiunea feroviară pentru unii și pentru alții, când e mai bine să îmi văd de treaba mea. Și așa e mai... A, da, acum avem 30 km pe oră. Da, începem un pic să creștem. Oricum vom prinde ceva viteză, dar asta mai degrabă, cred că până la Călan, băi, cred că. Cred, adică nu știu. Mă rog, da, să zicem. Și, na, ceea ce se întâmplă, deocamdată e că suntem în zona Luncii Mureșului. Da, adică am părăsit Lunca Mureșului, ca zonă de relief. Și acum avem ca relief Munții Șureanu. Bine, noi avem de tranzitat următoarele zone de relief. Munții Șureanu, Munții Retezat, adică cu pasul Merișor, Munții Vulcanului, Munții Parâng, Piemontul Getic și Câmpia Română, care e la Filiaș. Deci cam astea ar fi, da, de fapt, pardon, ar mai fi sub Carpații Getici. Dar cred că de la, cred că undeva între Târgu Jiu și Cărbunești, ceva de genul, nu mai îmi vine în cap. Nu știu ce se întâmplă aici, dar e limitare, într-adevăr, nu e și nu e de joacă. Vorba vine, un mecanic adevărat își respectă pâinea cea de toate zilele, care și-o câștigă și na. Mă rog, acum nu prea mai e nimic de obiectat, că contează să ne ajute Dumnezeu să fim oameni, că nu nimic altceva. Scuzați-mă, prieten, dar nu, e chiar o tristețe, e un lucru trist să te iei de un călător sau de un pasionat feroviar. În general, celor ce facem cinste, deci culmea, prieteni, culmea că nici n-am zis nimic. Jignitor, n-am, da, Doamne iartă-mă, nu, ce am zis, am zis ceva. Nu, prieteni. Chestiile astea nu se fac. Sper să audă cei de la nivel înalt. Așa ceva nu, sper să nu se mai întâmple. Și nici nu e de meritat să se întâmple. Nu doresc rău nimănui, dragii mei, dar trebuie să știți că deja când te iei de un călător și de un pasionat, e deja o chestie care, de fapt, dă dovada de lipsă de respect. Asta e adevărul, prieteni. Nu trebuie să-i supere pe nimeni, dar că
Și culmea că tot dumnealui a vrut să... pe dumnealui nu-l interesa, că nu știu ce. Păi dacă dumnealui acceptă toate treaba asta, normal că și dumnealui... Și haideți să vă mai spun ceva. Voi vă mai plângeți că voi n-aveți salarii decente la CFR Călători. Băi, prieteni, voi trebuie să acceptați și să... Nu știu, eu vă sfătuiesc. Nu trebuie să înghițiți ce spune unul și altul. Cu cât vă vedeți de treburile voastre, de pasiunea voastră, de drumul vostru, așa faceți cinste, prieteni. Și avem un tren care a trecut. Și faceți cinste și celor de sus, din nivel înalt. Și tot voi mai înjurați și mai jigniți. Nu e frumos, prieteni. Eu vă spun ce am învățat. Un pasionat adevărat, dacă e, eu vă spun sincer, eu dacă eram ca și dumnealui controlor sau șef de tren sau ce-o fi, și mai ales dacă aș fi văzut un pasionat feroviar care chiar merită să promoveze cu adevărat, nu m-aș fi luat, sincer vă spun. Cu mâna nimeni, mă vă spun. Deci să ai un suflet, e mai bine să ai un suflet decât să îți distrugi. Poate să se supere, prieteni, da? Va da cu capul dumnealui când va fi prea târziu, prieteni. Și oricum, când am spus pe bună dreptate. Și puteți să întrebați, prieteni, orice sufletist, ceferist, și să vedeți câți din acești din angajații feroviare știu despre pasiunile noastre. Și tot ei jignesc. Nu e frumos, prieteni. Apoi asta, scuzați-mă, nu mai face cinste nimănui. În fine, haide să nu discutăm treaba asta. Eu zic să trecem peste, că până la urmă doar cel de sus știe ce se va întâmpla. Ok, avem alta băcia. Da? Deci, alta băcia... Județul Hunedoara, nu știu pe care parte o fi, că nu mai prea contează asta. Oricum, de aici mai departe, nu prea se mai întâmplă absolut nimic. Da, să zicem. Nu, am trecut de halta Băcia. Acum vine Băcia. Hei, de fapt, stați că se lucrează pe aici. Există în desfășurare ceva. Sau poate că-s băgate limitări. Habar n-am, nu știu. Se poate. Să se și lucreze, nu zic că nu. Nu contest. Probabil. Numai Dumnezeu știe ce a fi și cum va fi. Da, avem 30 pe aici. Mirare, 30. Bine, oricum nu-i că-i neapărat că mă miră. Și acel felicit pe domn mecanic că își respectă pâinea cea de toate zilele și oricum. Se pare că prindem o țără viteză, e cam de un pic trenul, dar asta nu mai contează. Da. Atenție că de la Subcetate, nu știu, undeva unde... Bine, primul tunel ar fi la Crivadia. La Crivadia. Na, cred că acolo la Crivadia o să cam întrerup din reportaj. Bine, filmarea continuă. Probabil că voi întrerupe ca să... Ca să puteți auzi și voi ceea ce se întâmplă. A, da, noi am trecut de
Da, de Băcii am trecut. Acum va veni batizul. De fapt, da, batiz vine. Și după Călanbăi. Da, de fapt, da. Călanbăi are prima oprire. Că după aia mare oprire la Călan. Și următoarea la Subcetate. Ca de obicei. Frumos. Aici chiar că-s peisaje, deja încep să fie peisaj undeva de pe aici. Bine, adevărul e că e zona munților Șureanu. Munții Șureanu e pe aici. Și nici mai departe nu prea mai absolut nimic. Da, mă rog, nu mai contează asta. Da, și se pare că avem o curbă imediat. Da, acum cred că avem. Ia stați așa. Nu, merem tot drept înainte. O să aibă un pic ceva mici șerpuieli. Da, mai încolo un pic. Cu cât mergem pe aici? Cu 50, cred că. Mai mult de atât nu cred. Adică, nu știu, dar 50. Cel mai probabil, nu știu acum, dar... Cam pe acolo. Nu, de fapt nu. Avem vreo... Stați așa, eu cred că 45-50, dar nu, 50 avem. Nu, 45 avem. Și acum cred că scădem, iarăși. Da, limitări peste limitări. Dar înainte știu că se mergea cu 100 pe aici. Da, bine, erau vremuri înainte. Erau vremuri. Țin minte când mă uitam la filmarea lui LDGM, Trainspotter, adică prietenul nostru... Prietenul nostru de la Oradea. Nu știți despre cine, la cine mă refer? Interesant. Vom da de Călanbăi și și după mai avem oprire la Călan. Așa. Acum avem da, acum iau un pic o curbă și intră în stația Călanbăi. Da? Deci priviți în imagine Călanbăi. Dragii mei. Așa, asta este Călanbăi. Da, este și o stațiune. Stațiune balneoclimaterică, cred că, da, nu știu. Băile Călan, Călanbăi, apar, da, nu știu. Așa e denumirea stației, cred că, da. Eu cred că există și stațiune turistică. Să zicem. Revin cu o minute imediat. Am revenit în cadrul videoclipului, dragii mei. Vom părăsi stația Călanbăi. Da? Pe linia 202. Dintre Simelia și Tiliaș. Și mai avem oprire la Călan. Da, că asta e Călanbăi, clar. Sau poate că, dar nu, că... Da, Călanul de regulă e oraș. Orașel. Încă ne aflăm la poalele Munții Șureanu. O zonă super frumoasă. Nu, chiar este o zonă super. Și foarte mult ador. Deja încep să iubesc zona asta.
Și cred că aș mai merge de mii de ori pe aici. Super. Foarte frumos. Super, foarte frumos. A ieșit din stația Călan Băi. Și acum vom merge cu 65 pe aici. Sau 70. Adevăr e că restricții peste restricții, dar asta nu mai contează. Pentru că și la linii sunt probleme, la terasamentul liniilor de cale ferată, dar și la, nu știu, na, hai să zicem, la nivelul șinei, dar nu cred. Acum avem cât avem? 70. Da? Că mai mult de atât nu cred. 70 avem. Cel mai probabil. Da, prinde viteză oricum, ceva. Și se au și joantele super. Ador foarte mult și iubesc pasiunea feroviară. Ce se întâmplă? Avem o curbă spre stânga. Deci un pic ia o curbă trenul. A luat spre stânga. Ia stați așa. Nu, a luat-o spre stânga. Un pic. Nu a fost mult, dar a fost un pic. Nu știu cât aveam, avem vreo 70, cred că pe aici. Și locomotiva la tracțiune, atenție, este A148. Adevărului București Călători. Deci avem bucureștean ca 148 la tracțiune. Da, un lucru ce mă impresionează, sincer. Dar e oricum o locomotivă destul de frumoasă și acum vom da de stația Călan. Atenție că de aici linia urcă. Începe să urce cu declivități până la Merișor, respectiv Bănița. Bine, Merișorul e primul vârf de pantă și apoi de la Bănița începe coborârea, dar normal vârf de pantă e cred că e la Merișor. Acum, mă rog, nu știu, dar știu că acolo se atinge altitudinea de 800 de metri. Am pe acolo undeva. Dar să zicem, stația Călan, dragii mei, și suntem la directă fiind linia 2, cred că. Bine, Călanul are 1, 2, 3, vreo 4 linii, cred că are, sau 5, nu știu. Că nici n-am fost pe aici niciodată și prima dată când trec. Ceea ce îmi strălucește zona asta. Normal că dacă-s pasionat feroviară, cum să nu. Și am revenit, dragii mei, și vom părăsi stația CFR Călan, pe linia 202. Dintre Simerea și Filiaș. Mai avem imediat după, adică bine, noi n-avem treabă cu opririle, halta Ruși urmează după. Dar mai este până acolo. Deci mai avem ceva. Da, ce ar mai fi? La oprire mai avem la Bănița. Nu, la Subcetate și eu îmi cer scuze. Mai avem așa, păi Călan, halta Rușor, doamne, Ruși, era să zic Rușor, îmi cer scuze. Da, halta Ruși, Măceu,
bretea străiului și astea, cum îi zice, plopi și covragiu. Și apoi subcetate. Ca toată ziua. Da, și de aici începe viteza adevărată. Ia, fiți atenți. Ia. Asta chiar că ador foarte mult. Și excelent. Excelent. Iasă super. Iasă frumos din stația Călan. Ia priviți în imagine. Da, se pare că avem și o linie de cale ferată pe lângă, după cum se vede în imagine. Fiind linie dublă. Atenție, este dublată linia între Simeria și Livezeni. Deci până la Livezeni este dublă. Adică, bine, trenurile care trec se intersectează în mers, aia nu e o problemă, că se întâlnesc în mers. Deci aia nu afectează și nici nu se... Și... Wow, ce frumos e această zonă. Chiar care viteză pe aici trenul. Nu știu cât are, dar are ceva. Vreo 100 de kilometri pe oră, dar cred că... Nu cred. Mai mult de 95-90. Cam pe acolo undeva. Da, să zicem. Nu mai contează asta. Vorba vină. Știți cum e vorba unui feroviar adevărat? Nu mai prea contează toate aceste lucruri. Super. Extraordinar. Foarte frumos. Suntem deocamdată încă la poalele Muntișureanu. Un munte destul de frumos. Foarte frumos. Acum vom da de... Ce avem? Haltaruș. Am trecut, de fapt. Urmează bretea... Doamne, Măceu. Vine și apoi bretea Străiului. Adevărul e că suntem... Da, de ce îi zice bretea Străiului? Pentru că așa e denumirea localității. Este și râul Străi, Valea Străiului, care de fapt e până la Merișori. De acolo e... Începe Valea Jiului, chiar de la Merișor, Bănița, da, e deja râul Jiu. Jiu de vest. Atenție că Jiu are două... Nu, trei de Jiu. Jiu de est, Jiu de vest și Jiu. Numai că na, Jiu de vest, îi se zice pe ruta asta dintre... Cred că dintre Bănița și Petroșani și... Da, nu mai vine în cap, nu mai... Chiar mai vine în cap și cer scuze. Da, acum vom da de Măceu. Alta Măceu, îi zice. Ce interesant. Oricum. Nu avem soare deocamdată, sau poate este. Nici nu știu dacă avem soare. E, probabil e posibil, nu știu. Să mai zâmbească puțin. Frumos. Wow, e rută cireașă de pe tort. Nu uitați, la Craiova voi avea de filmat și acolo vreo câteva trenuri. Acolo voi avea o întâlnire cu un prieten pasionat feroviar. Aseară, după cum știți, a fost și interviu cu prietenul meu Trains in Europe, Trains in Europe, Europe, așa îi zice canalul lui de YouTube. Mă rog, nu mai contează. Halta Măceu, dragii mei, acum am trecut de acea haltă. Urmează bretea Străiului.
Și aici avem o curbă, dragii mei. Ui, fain, deja, ba, răsare soarele, deja. Începe să răsară. Da, ce e? Asta e o curbă? Nu, merem tot drept înainte. Doamne, cât de frumoasă e ruta asta. Nu știu, îmi vine să mă, sincer. Parcă îmi vine să mă atragă ruta asta. Și așa am visat. Să ajung pe aici. Și uite că așa s-a și întâmplat. Visul mi-a fost îndeplinit cu ajutorul lui Dumnezeu. Da, vedeți? Asta înseamnă, prieteni, să ne bucurăm cu adevărat de ceea ce e frumos, nu de ceea ce e rău. Mă rog, da, să zicem. Da, ce se întâmplă? Iarăși avem limitare, ca de obicei. Și acum vom da de bretea străiului. Bretea străiului, plopi, covragiu și subcetate. Da, mă rog, nu mai contează asta că... Oricum, se văd peisajele. A, și dacă merem cu limitări sau restricții, avantajul e că călătorul sau un pasionat ce își iubește mersul cu trenul, vede peisajele sau joantele. Cum auzim acum, da, bretea străiului este alta și altă localitate nu e. E bretea străiului. Da, avem limitare de 30 de km pe oră, parcă. Da, cred că da, cred că nu, da, mă rog. Nu mai contează asta. Vorba vine. Cu cât suntem pasionați feroviari, e mai bine să ne placă trenurile cu adevărat. Da, avem ceva limitare, dar nu știu de ce, probabil lucrări ceva, nu știu. N-am mai stat să studiez harta CFR-ului, dar și uite că reducem din viteză. Adevărat că a fost și un accident feroviar odată pe aici. De fapt, nu, la societate a fost. Chiar în dreptul stației undeva. Și da, nu, că e băgată limitare, prieteni. Și nu-i de joacă. Și chiar nu-i de joacă dacă, Doamne ferește, linia se degradează și astea, atunci e problemă, prieteni. Oricum, cineva, până la urmă, trebuie să facă... Trebuie să facă cineva și astea. Revin în câteva momente, cu amănunte imediat. Dragii mei, dragi prieteni, am revenit în cadrul frumoasei noastre pasiuni feroviare dintre Simeria și Filiaș, respectiv Craiova, nu știu până unde o-i filma, eu cred că cât o-i putea. Da, nu mai contează asta. Cât mă ține
în formă până noi obosi, cu atâta mai bine. Am trecut ceva mai devreme de ce am avut, bretea străiului, cred că acum vine Plopi, Alta Plopi. Interesant, localitatea Plopi, județul Hunedoara, la poalele Munții Ciureanu. Frumos. Deja nu, că m-am îndrăgostit deja de ruta asta. O rută și avem un pod, un podeț. Mai degrabă, peste ceva apă. Eu știu, Strei, cred că a fost. Valea Streiului, mai degrabă. Wow, asta chiar ador. Joantele și gălăgia de la linie. Eu, sincer, chiar mă bucură că aud un pic pe aici. Merge trenul. Și cea mai mare bucurie e pentru mine, într-adevăr. Când fiecare se regăsește pe aici. Și avem și o vorbă, soarele îmi zâmbește deja. Ca și cum ar fi existat visele iubirii despre cum aș fi visat eu la, eu știu, la multe lucruri frumoase. Oricum, ceea ce se întâmplă referitor cu această rută feroviară, chiar recomand tuturor pasionaților, recomand cu încredere, recomand această rută, să o admirați, să o promovați, să o fotografiați, să o filmați, prieteni. Și încă ceva vă mai spun. Cine vă spune că n-aveți voi așa, că nu este adevărat, prieteni. Altfel, haideți să vă mai spun ceva. Cum trăim noi pasiunea feroviară, prieteni? Dacă n-avem amintiri, prieteni, n-avem... Poate, eu vă dau un exemplu. Poate, Doamne ferește, sunteți plecați departe de țară. Departe de cei dragi. Și atunci cum să auziți trenurile dacă nimeni nu le promovează? Normal, prieteni. Trebuie, prieteni, trebuie făcut în această țară. Se poate, prieteni. Dacă ai răbdare, cum spunea și prietenul meu, un bunul meu pasionat, Walter Patrick, și ceea ce-i dau dreptate, dacă reușești în viață, faci tot. Faci multe. Și încă ceva. Nu fac pentru bani, dragii mei. Nu fac pentru bani, nu fac în alte scopuri. Fac pentru fiecare, în general pentru mine, pentru fiecare copil ce se bucură ca să audă trenurile. Am trecut de Plop și acum avem și de Covragiu, cred că am trecut, și avem Succetate, cred că. Sau stați să vedem ce îi. La Societate încă n-am ajuns. Sau? Ia stați așa. O să-mi dau seama exact. Acum ia trenul curbă spre... Ia curbă spre dreapta. Nu, este... Ba, Covragiu este. Deci de Plopi am trecut. Acum vine Covragiu. Da, și după Societate vine. Nu, sau stați. Nu, Societate, ba da. Numai nu-mi dădeam eu seama prima dată, dar nu, că Covragiu e altă, am uitat. Numai că nu eram atent că, na, s-ar zice... Da, puțin am oprit că trebuia să verific o chestie. Da, Societate este. De aici
începe să intre altă zonă montană, și anume Munții Retezat. Munții Retezat, da. Cu grup, cu vârful, nu mai știu vârful, dar știam ceva. Ok, stația sub cetate. Bun. Atenție, dragi prieteni, la sub cetate, în urmă cu 3 ani de zile, nu 3 ani de zile, 5 ani, cer scuze, a fost un accident. Dacă cineva își mai aduce aminte, a fost accident, din păcate. Ceea ce la vremea aceea s-a ales cu sperietură. Bine, a fost declarat plan roșu de intervenție, într-adevăr, pentru că trenul a deraiat fix aici. Deci priviți în imagine, chiar aici, în dreptul stației, a fost un accident feroviar. Și a mai fost unul similar, dar nu de data asta cu deraiarea, au fost ceva călători. Erau călători, nu mai știu pe ce peroane, și la un moment dat venea un tren de marfă și veneau două marfare în același timp, că se intersectau toate aici. Dar mers erau și aveau și viteză. Și la un moment dat, călătorii s-au, nu știu, din greșeală probabil, sau probabil că, da, curenții de aer i-au dezechilibrat. Mă rog, să nu ne mai aducem aminte, a fost ce a fost atunci. Păcat de cei care au pierit, din păcate. Și oricum nu-i de joacă. Trebuie să fiți totdeauna atenți la tren, pentru că niciodată trenul nu te iartă. Și aia trebuie să recomand tuturor și pasionaților. Când filmați, fotografiați, trebuie să fiți foarte atenți, dragii mei, că trenul niciodată nu te poate ierta și nu e ca mașina, prieteni, să poți să scapi ușor. Poate, mă rog, să nu vorbim despre asta, că da, și acum ia curbă spre dreapta. Da, a luat un pic curbă spre dreapta. Și avem un pod aici. Ce e asta? Râul Strei. Streiu. Frumos. Am trecut râul Strei. Cel mai frumos râu. Atenție, râul Strei se vărsă în Mureș. Numai că punctul de vărsare este la Psimeria. Chiar acolo este punctul de vărsare a râului Strei. La Psimeria este. Chiar în dreptul... în dreptul localității... cam pe lângă Turdaș. Cam pe acolo undeva se vărsă în Mureș. Bun, și acum... vom avea o haltă, și anume Ruși. Ruși, îi zice halta, chiar imediat urmează. Deci noi până la Bănița avem așa. Ruși, o haba de sub piatră. Ce mai vine? Băiești. După care Rușor. Și apoi vine Pui. Da, acolo vom avea următoarea oprire, chiar la Pui. Și după aia mai avem până la Bănița. Dar până acolo mai este ceva. Mai e mult, într-adevăr. Foarte mult mai este. De la Bănița o să... nu, de la Crivadia, cred că. O să fac un moment... de liniște, pentru că va trebui să auzim bătaia joantelor a muzicii glasului roților de tren cu acele 10 tuneluri sau 11, câte ori fi, nu, 10 vom avea. Bine, primul tunel ar fi la Crivadia, din câte am aflat de la prietenii mei și după ce am vizualizat eu pe YouTube de la un prieten. Da, pe la Crivadia cred că ar fi, nu mai știu nicio, că nu m-am mai uitat. Au fost ceva ani de când nu m-am mai uitat.
No. Super, e frumos. Și am trecut de... Nu, Halta Ruș. Chiar aici, cred că este. Avem după o habă de sub piatră, dar mai este ceva până acolo. Acum numai ce are viteză puțin. Da, cât de cât. Nu mai contează asta. Nu. Ba, acum am trecut de Halta Ruș. Acum este. Dar nu știu pe ce parte a fost. Ei, vedeți, prieteni, câte nu ne vin în minte la noi, la pasionați feroviari, ce nu știu alții. Normal că îi ajutăm. Și asta e și datoria mea, să ajut. Pentru că aia înseamnă și pasiunea adevărată, să și ajut. Bine, unul te întreabă, eu știu, poate un ceferist, prieten adevărat, oricine, nu contează. Și ce, să vă spun sincer, câte nu au învățat de la noi? Da, păi, ce știm noi, nu știu ei. Ce nu știu ei, știm noi. Na, vorba vine, nu contează asta. Acum avem, iarăși, limitare. Aici. Eu nu știu cu cât avem, că chiar nu-mi dau seama. Nu, acum chiar că nu mai îmi dau seama exact. Și aici e mai problematic. Că nu prea îmi dau seama. Nu la toate aia e chestia. Dacă îmi dădeam seama, atunci da. Au și un câine. Ei, clar, este... O habă de sub piatră. Ba da, o habă de sub piatră este acum. De Ruș am trecut. Era un câine lup. O lătrat. Au crezut că e călător. Ce au crezut câinele? Că era călător. Era un om pe lângă linie. Nu. Călătorul a lătrat la tren mai mult. A, s-a speriat. Puțin. Dacă tot așa mă bolonzesc la cap până la București, eu am luat poliția. Ori taci, dragi. Da, dragii mei, am întrerupt un pic. Filmarea... Da. Acum avem... De fapt, nu, am trecut de... O habă de sub piatră. Și va veni Băiești. Imediat. Da, referitor cu câinele acela. O lătrat câinele, că o crezut că... Nu, no, păi crezând câinele că era oameni pe lângă liniște. Sau, da, s-au speriat, poate nu. Ba, se mai întâmplă oricum, nu-i nicio problemă. Și avem o curbă spre stânga. Fiți antenă. Și aici chiar că face un șerpuit. Adică șerpuiește această linie, wow! Ce minunat! Ce minunat! Nu, deci chiar că nu avem cum să ratăm așa ceva. Deci Valea Jiului e una din cea mai frumoasă rută feroviară pe care o ador foarte mult. Super! Și avem Băiești imediat. Acum avem curbă spre... Nu, merem tot drept înainte, am avut spre stânga. Nu, am zis eu că de aici trenul, adică linia urcă mai la deal. Bine, oricum are de urcat foarte mult. Și șerpuiește în același timp. Dar bine, șerpuirea normală e pe la Crivadia, pe acolo. Crivadia, Merișor. Ceva de gen. E o rută pe care se merită.
Aici? Da, încă n-am dat de. Opa, am avut un podeț. Sau viaduc, nici nu știu ce-a fost. Nu, podețul a fost. Nici nu știu dacă era peste ceva rău, dar nu. Bine, și dacă era, oricum era străiu, ca toată ziua. Nu cred că ar fi fost alt rău decât Valea Străiului. Da. De la Societate, cred că până la Petroșani, o să iau din capătul vagonului. Cel mai probabil și după fiară, cred că mai revin pe aici. De asta nu mai pot fi sigur. Mă rog. Super, frumos. Iată. Mergem cu limitare. Ar fi un lucru... Na. Nu mai îmi dau cu părerea că oricum nu are rost. Și nici nu vreau. Măcar avem ce vedea. Peisaje. Avem păduri pe aici. Și munții retezat. Nu, de fapt munții retezat, ba, aici. De la Societate până la... până aproape de Petroșani. Nu, până la Merișor. De acolo intră munții Vulcanului. Mai de la, pe la Petroșani, pe acolo. Știți? Și de acolo intră Parângul, munții Parângului și apoi sub Carpații Getici. Vine... Mai departe nu prea. Da, acum iarăși avem o curbă spre stânga și șerpuiește din nou. Numai că n-avem tunele încă. Ia. Frumos bate soarele. Wow, ce frumos. Și bate soarele în același timp. Strălucește. Foarte frumos. Ce avem? Băiești. Am trecut de o habă de sub piatră. Acum iarăși avem o curbă spre... Imediat spre stânga, ba, curbă spre stânga avem. Și ieșim din halta Băiești, doamne, gara Băiești. Iarăși curbă spre stânga. Da, curbă un pic mai... Nu e atât de periculoasă, e așa... Acum mere tot drept trenul și bun, antenă, acum începe viteza de aici și avem și soarele, ia fiți atenți și strălucește destul de frumos. Chiar că e de apreciat această rută feroviară. Și cum să vă spun eu, chiar e demeritat foarte mult. Dar asta nu mai contează pentru că v-am... Da, nu e o problemă că tot repet și reamintesc că poate na, sunt unii care, unii pasionați care n-au fost. Într-adevăr și recomand, prietenește. Să mergeți pe această rută.
Foarte frumos. Super. N-am cuvinte, prieteni, și lucrul ăsta mă bucură. Cum zicea și prietenul meu, Patrick, normal, ca și copil, când suntem copii, din copilărie devin impasionați feroviari. Exact cum mi s-a întâmplat mie, dragii mei, fix de când aveam 3 ani, de atunci îmi plăceau trenurile. Bine, îmi plăceau de mic, dar nu prea știam multe lucruri. Și nu că e regret, că când ești copil, normal că nu știi multe lucruri despre trenuri și normal că acolo mi-a rămas sufletul de pasionat fix, chiar acolo. Și când am aflat, când devenisei pe la nu mai știu câți ani aveam, bine, așa era povestea. Aveam vreo 14 ani, cred că vreo 13 aveam. Și așa mi s-a regăsit pasiunea feroviară, fix întipărită. La era întipărită, dragii mei, în minte. Acum avem... Da, am trecut de Băiești și va veni Roșor. Da, și după Pui vine. Da, aici chiar că prinde viteză. Are viteză trenul pe aici. Toată ziua. Da, foarte interesant. Când vine vorba de trenuri, normal. Și aici prinde viteză puțin, dar nu știu cât. Mai mult de 70. Da, Dumnezeu știe. Cât merge pe aici. Vreo 70, cred că. Mai mult ca sigur, nu cred. Ceva de genul. Da. Să zicem. Mă rog, fiecare cu ce-i place. Și cam așa se și scrie istoria mea a pasiunii feroviare, cu bune, cu rele, dar cu bune în sensul că voi promova cu adevărat ceea ce se întâmplă cu adevărat despre calea ferată. Da, urmăream un pic, de-aia făceam un pic liniște, că eram un pic și atent aici la ceea ce se întâmplă, dar e alta Roșor. Acum va veni. Altă gară nu există, decât Roșor. Cât despre 202, dragii mei, o să cam fie o problemă. De fapt, nu o să fie problemă, că odată cu reabilitarea liniei de cale ferată dintre Caransebeș și Arad, toate trenurile va trebui să fie deviate pe aici. Din ce am auzit,
Și nu, că chiar așa e, că dacă se va începe lucrarea pe Caransebe și Timișoara Nord, respectiv Arad, toate trenurile vor fi deviate pe aici, pe 202. Și, da, într-adevăr, ar fi o ceva diferență de la pământ la cer. Pentru că dacă stăm să gândim logic, de la Timișoara până la Craiova, bine, ar fi vreo 300 și ceva de kilometri pe M100, varianta directă, prin Drobeta, Turnul Severin, dar prin Arad, respectiv pe la Peș, pe la Simeria, Valea Jiului, vreo 400, cred că, dacă nu mai mult. Da, am trecut de Roșor, Alta Roșor, și acum vine Pui. Stația Pui. Stația Pui. Da, și e frumos. Următoarea oprire după asta avem la Livadia. Cine nu știe? Da, la Livadia vom avea oprire. Ca de obicei. Da, stația Pui. Directă fiind linia 3, cred că. Habar n-am, nu mai știu. 3 sau 2, mă rog. Bine, Pui are vreo 4-5 linii, cred că. Nu, 4 linii are. Dacă 2 cu 3 e abaterea, cred că. Și 4 cu 1... Nu, 2 cu 3 e directa și 4 cu 1 e abaterea, doar că 1 cred că de nu e închisă. Sau, nu știu, că nici nu am fost pe aici. E prima dată. Adică e prima oară din viața mea. Și o să mă mai întorc pe aici. Mai degrabă de seară. O întregi 1835. Chiar de la Târgu Jiu. Chestie foarte interesantă. Că întoarcerea tot pe defileu vin, dar nu mai vin prin Târgu Cărbunești, spre Târgu Jiu, ci voi veni prin Rovinare, Turceni Rovinare, linia 221. Da, am trecut de stația Pui. Deci mai avem așa, avem până la Livadia. Da, și am trecut un podeț. Ce viaduct a fost? Nu, podețul a fost. Da, e un pic nouă linia. Atenție! Aici s-a lucrat la linie. S-a schimbat linia, e destul de nouă. Nu e chiar atât de... Da, a fost schimbată linia. Și sudată puțin. Că nici joantele nu se aud. Acum o luăm curbă spre... Nu, cred că o luăm... Am avut un pic. Spre dreapta, cred că... Da, și acum vom merge tot drept înainte. Dar mai avem noi, oricum. Că oricum noi urcăm deja. După cum se observă în imagine. Și da, acum cam urcă trenul. Încă. Acum avem o curbă spre dreapta. Fiți atenți. Că linia șerpăiește un pic spre dreapta.
acolo undeva este șoseaua, dar e undeva mai încolo, e jos, cred că, e DN66. Nu, de fapt nu, nu. Că DN66 e de la Hațeg. Pardon, e... Nu, DN66, ba da. Că de la Hațeg e DN66A. Ce vine de la Hațeg și merge la... La Târgu Jiu merge. La cel drum, dar nu prea se ocupă cu drumurile. Fiind pasionat feroviar, mă concentrez eu mai mult cu trenurile, după cum știți. Da. Și bate și soarele destul de frumos. Foarte frumos. E de apreciat lucrul acesta. Avem o vreme destul de frumoasă. Na, cum e vorba aia? Și pasiunea feroviară și răsăritul soarelui. De la bunul Dumnezeu. Ce câte nu... Sunt frumoase lucruri, dar trebuie să le și prețuiești în același timp. Pentru că asta contează. Am trecut de Ponor. Uitați să vă zic, vom avea deja Livadia. Livadia. Chiar acum urmează halta Livadia. Am trecut de Ponor mai înainte. Și aici linia e nouă. Dar adevărul e că s-a lucrat. A fost ceva lucrare între anii 2019 și 2020. Nu știu dacă pe ambele fire, adevărul e că pe firul ăsta s-a lucrat. O fac ceva lucrări. Și avem și goarne frumoase de la EA148, la depolii București Călătorii. Am avut o trecere la nivel. Și un podeț. Da, trece la nivel era cu un drum județean, cred că. Sau ceva național, dar nu județean, cred că era, că nu știu. Am trecut de Livadia deja. Mai trebuie să vină Barul Mare. Da, Barul Mare va veni. Da, acolo chiar că vom avea curbe multe. Fix de la Barul Mare. Merișor, deja gata. De acolo e vârf de pantă. Adevărul e că Merișorul e un punct vârf la altitudine de 800 de metri. Da, și acum este chiar Barul Mare, dragii mei. Localitatea Barul Mare, da, fiind încă în județul Hunedoara. Ca toată ziua. Și cu asta voi aduna colecția de amintiri, dragii mei. Nici bine nu voi ajunge acasă, colecția de amintiri de pe Valea Jiului și cu filmările acestea frumoase și cu biletele de tren mi se vor aduna de mulți o să, deși feroviare, prieteni mulți se vor întreba sau nu neapărat că se vor întreba, dar se vor bucura. Am adunat ceva ce e minunat. Avem Barul Mare, da? Directa fiind linia 2. 2 sau 3, dar cred că mai degrabă 2 este.
Da, acum am ieșit din stația Baru Mare. Și aici se aud bătăile joantelor. Și aici chiar că urcă trenul deja. Deci nu, aici urcă serios. La deal. Spre Pasul Merișor. Din zona munților Retezat. Faimosul Retezat, ca să-l botezez mai bine, chiar ador munții Retezat. Da, și aici avem un podeț. Aici iau o curbă, wow, aoleu, că tremură. E curbă spre dreapta, nu. Să vedem. A fost pe stânga. Acum trenul urcă, tot drept înainte. Deci urcă trenul, într-adevăr. Iarăși podeț. Nu, aici chiar că sunt multe poduri. Fiind și unul din cel mai faimos defileu, nu, cea mai faimoasă linie de cale ferată, cred că din România. Aproape la egalitate cu Semeringul Bănățean, dintre Anina și Oravița, și ar mai fi iarăși dintre Sighetul Marmației și Salva, linia 409. Bine, la mine ar fi toate frumoase, nu există. Nu există o linie să nu fie frumoasă. Bun, că tot mă iau la vorbe și la vorbă și asta, avem halta Baru Mare. Deci, atenție, Baru Mare H. Este acum. Nu, Baru Mare H. Îi zicem. Ce frumos. Cercuiește. Acum trenul merge tot drept înainte, ceea ce urcăm, încă urcă, deci nu vom scăpa de urcuș până la Merișor. Ai de capul meu, ferească Dumnezeu. Un pic tremură pe aici, da. Cred că mă voi duce la capătul trenului, la acel vagon. Doamne, nu la acel vagon, la, cum să zic și eu, la geam unde se iau cadrele, pentru că aici se merită deja. Haideți să ne pornim aventura de rear view. Revin cu amănunte imediat. Mai rămâneți pe video clip, pentru că voi merge chiar aici. Stați așa. Și vom lua din rear view un pic. De la coada trenului. Da, acum este, am trecut de halta Baru Mare, dragii mei, după cum se observă. Și acum să auzim joantele, puțin, voi mai reveni. Da, și acum are curbă spre stânga.
Nu! Nu spre stânga, pardon, spre dreapta. Vai de capul meu. Și și de urcat. Chiar bine, nu așa. Nu glumă. Da, deci are de urcat până la Merișoare. Până la Merișor, stimați prieteni, încă foarte mult. E și zonă prăpăstiasă, într-adevăr. Cred că mai ceva ca pe Balota. Da. Merge trenul destul de bine, într-adevăr. Da, și am trecut de Baru Mărăiaș și va veni Merișor. Nu, Crivadia, îmi cer scuze, Crivadia vine. De unde vom avea primul tunel? Desigur. Atenție, după Crivadia voi pune stop discuției pe fundal, dar o să ne mai vedem noi pe video. Bine, video continuă. După Valea Sadului, mai exact. Da. Deci, atenție, stațiile le știți. Nu cred că mai are rost să vi le enumer. O să mai povestim noi după Valea Sadului, la... Cam pe acolo. Haideți să iau câteva cadre și de aici. Da, este Crivadia. Fain bate soarele și strălucește destul de frumos. Acolo este gara, chiar acolo. Și șoseaua DN66. Iau câteva cadre și de aici. Da, chiar acolo trec mașinile, dar nu știu dacă se văd. Atenție, dragii mei, vă mai reamintesc stațiile. Eu oricum nu o să mai pot vorbi, pentru că va trebui să auzim bătăile joantelor până la Valea Sadului. Deci fiți atenți, eu vă mai repet ca să știți, să nu ziceți că nu v-am enumerat stațiile. Deci, de la Crivadia vom avea Merișor, Bănița, Halta Peștera Bolii, Halta Petroșani Triaj, după care Petroșani, Halta Luncajiului, Livezeni, Strâmbuța HM, Pietrele Albe, kilometru 105 plus 600, Lainici, Meri și apoi Valea Sadului. Deci după Meri, cred că la Valea Sadului spre Bumbești, Jiu, acolo voi reveni. Fiți pe fază.
Și acum încetinim, iarăși, ca de obicei. Nu. Am oprit unde? La Merișor, dar normal, la Bănița aveam, știu că.